cum credeți, ce limbă vorbește societatea noastră? Eu vorbesc limba română. Societatea deja decide. Мне кажется, румынский. Нас так учат, по крайней мере. Limba română. Nu există limbă moldovnească, e una singură limba română. În principiu, limba română, dar iarăși, depinde de regiune, sunt dialecte, sigur că. Limba care de baștin, de la părinți, străbunicii noștri, bunei și așa mai departe, limba română. Ce limbă se vorbește în societatea noastră? Păi, română, evident. Eu personal vorbesc limba română. E că asta e întrebarea grea pentru mine. Ca tare limba română vorbește. Dar nu prea toți cunosc limba română literară și noi trebuie să ne smergem spre asta ca să cunoaștem limba literară. Eu tot e că mă stăruie să învăț. Cât timp v-a luat să învățați limba română? Dați 2 ani. Dumneavoastră știți pe ce stradă merge? Da, știu, 31 august 1989. Ce s-a întâmplat în această zi? A, 31 august, eu doar merg pe stradă pe care eu o sărbătoresc. Limba noastră, cea română. Ce limbă se vorbește în societatea noastră? Limba română. Dar credeți că după 33 de ani de la adoptarea legislației privind limba vorbită pe teritoriul țării, se mai merită să vorbim despre ce limbă vorbesc cetățenii Republicii Moldova? Interesantă întrebare. În Republica Moldova se vorbește limba română, dar să începem discuții în ce limbă vorbim, eu cred că e deprisos și prea mult efort o să cheltuim pentru aceasta, în loc să ne ocupăm de probleme într-adevăr care sunt pe prim plan. Коренной язык молдавский. Коренной народ, который здесь. Но румынский отличается от этого молдавского языка. Или только литературно, мне кажется. Я так считаю. Я вот на слуху у меня бывает, иногда я знаю то слово, а вот на румынском надо было его бы сказать или с каким-то окончанием, или это. Ну, это решение опять народа. Народ должен бороться за свой язык, за свою страну и за все. La sigur nu ar trebui să fie loc pentru dispute pe tema aceasta, pentru că atunci când se ridică problema, așa zisă problema limbii sau suveranității țării, de obicei trec problemele astea în față pentru ca să se ascunde altele care sunt în spate. Și deci, de la cele mai importante probleme, suntem abătuți. Deci, privirea sau focusarea ne este dispersată într-o oarecare măsură. Cred că lumea încă este cu mentalitatea sovietic și, nu știu, probabil de la asta, că se gândesc că pe timpul era așa și o continuă să vorbească cum era înainte. Cumva mă înclin spre faptul că noi politicieni ar trebui totuși să ne preocupăm și de subiecte mai cotidiene, să spunem așa, pentru oameni. Această conversație trebuie să aibă loc, dar cu cât mai puțin politicienii se implică, cu atât mai bine, eu cred. Eu cred că nu merită atât de mult să discutăm despre adevăruri incontestabile, cât merită să punem accent pe acțiuni concrete menite să avem aceeași abordare ca și țară în general și dacă este necesar să investim mai mult în educație, în programele de învățare ale limbii române, de perfecționare, atunci asta trebuie să facem. Я спросил, чем отличается молдавский от румынского языка? Говорит, молдавский язык тот же румынский, только больше русских слов. А что такое страна Молдавия или Молдова? Это те же румыны, только тут много русских. Au trecut 33 de ani de la adoptarea legislației privind limba vorbită pe teritoriul Republicii Moldova. Cum credeți, se mai merită să vorbim despre acest subiect și despre ce limbă se vorbește în țara noastră? Eu cred că trebuie depus punct și de mers mai departe. Că noi așa, dacă 30 de ani încolo, încoace, încolo, încoace și nici nu avem mers așa direct. Trebuie să punem punct și să mergem unde vrem noi. Dacă vrem în Europa, vrem să fim în Uniunea Europeană, vrem să vorbim limba română și așa trebuie să fie. Dar încă este mult de vorbit. De ce? Fiindcă societatea este divizată. Și cine e de vină? Tot cei ce sunt la guvernare. Limba noastră trebuie să fie unică, să o iubim și să o respectăm. Eu zic că totuși limba română ar trebui să fie.